bune. Îți mor ce ai, te arată pe toți. Deci ne apucăm de astea, spune? Da. Da? Mergem în Germania, suntem rupți, că e 6 dimineața. Ne dormiți. Ne iubiți. Ne... Iubibil, dar ne iubiți. Ne iubiți. Iubibil, dar ne iubiți. Ce? V-ați epilat? Ne-am epilat, tu? Ce? De ce ai de gând să faci ceva? Germania de epilat? Ei, de obicei, ei fanele, dar cum ce? La cine m-a trezit? Deci ne vedem în Germania. Hai să fim urmă. Abia aștept să ajung la hotel să doar. Și să nu mă deranjeze echipa de filmare. Ne distrăm foarte, foarte mult. Foarte, foarte mult. La noi cântările și astea sunt ca o vacanță. Adică de-abia așteptam să ne întâlnim împreună, să plecăm, să râdem. Mi-e rău. Mi-e rău camera. Ce-ai făcut? Trebuie să mai aștept acum încă o oră ca să vină oamenii ăștia de trebuie să vină după noi și eu nu mai pot, ce mi-e rău. Și sunt și obosit. Mort. Avem bani românești. Aici ne trebuie franci elvețieni ca să ne luăm cafea. Nici bani de cafea n-avem. Vai de cafea. Dar euro nu-i buni, bă? Euro nu-s buni? Nu, trebuie franci. A? S-a dormit un pic. Se poate. Azi, mă, aseară, zic. Noi de-am dormit în tiș. Aseară nu, nu? Cum că se poate? Că noi de-am dormit în tiș, cam pat. Unde la 12 noapte m-am plimbat cu trotineta, m-am dus la asta acasă, la 12 noapte m-am dus la trotineta. Părerea mea despre Jador este o părere foarte frumoasă. E o părere care nici eu nu știu cum e. Say what? Mi-e greu că până facem acolo, până la hotel, facem 3 ore, n-auzi? Și mai aștept o oră aici. Să fac parte din formația lui Jador este un lucru extraordinar. Pur și simplu este showman. Aveți net, aveți, nu? Vrei? Da. Să-l sun pe Mateo, să-i zic ceva. Dai de la aeroport aici, mă, și merge mai bine dacă poți spate. Da! La mine e conectat la satul, la aeroport. Dă-mi cât te conectez eu. Mamă, mă înțeapă urechea. De la... presiune, nu? Fai, mamă, mă simt cel mai nașpa. Despre Jador am o părere foarte bună. Este cel mai bun și cel mai conștiincios în ceea ce face. Pune foarte mult suflet. Se dăruiește muzicii. Tu ce bei, Ionuț? Cafea. Cafea, nu? Voi? E rău. Ce? E rău? Mai mult decât prietenie. Adică eu așa îl consider, o parte din familia mea. Sună-l pe la zi să vină mai repede, să vezi ce fac. Distracția noastră când plecăm în turneu este atipică. Adică avem glume proaste, formația știe, noi între noi, nu vis-a-vis de alții. Ne distrăm, din tot ceea ce facem noi o distracție. Care n-ați înțeles, mă? Zi-mă că n-ai înțeles unul, zi, eu n-am înțeles. N-am înțeles. Deci fii atent. Ce vreau să întreb, în legătură cu pandemia? Pandemia, fete. Da. Am fost la asta ieri acasă. Mi-a rău. Bine, și am vizit de altceva eu. Și m-am pus în pat la el. Așa. Și ne-a luat somnul pe amândoi. În pat. Și ăsta zice cu babi, du-te și... Sau? Pă, da. Da. Era geloasă, nevastă sau? Continuăm. Continuăm, da. N-avem apucături de-astea de ale tale. Așa. Auzi. Și zic ce... ăsta lui nevastă, babi, du-te și fără șurul Jador, că zi-mă tu! I-am zis, tată, du-te și fă și tu niște curățenii. Tată! Da, așa zic. Du-te la el și fă și lui puține curățenii, că noi stăm puțin așa. Noi când am stat puțin așa, îți dai seama puțin ăla așa ce s-a întâmplat. 3 ore somn direct. 3 ore mare somn cu el. Ea s-a întors, a făcut curățenie toată casa. S-a întors, mi-a făcut curățenie, mi-a pus cheile acolo frumos, pac, e curat. Și când mă duc la mine în casă, știi cum era, nu? Strălucea tot. Și după aia ne mai lasă și seara ne-a făcut și mare tocăniță de a mânca 2 castroane de alea. Eu cu Jador suntem chiar prieteni. Prima oară a fost o colaborare. După ce ne-am cunoscut, după 10 minute, tot s-a transformat într-o prietenie superbă. Și șef de formație sau chestii de astea nu există niciodată. În pandemie am mai stat cu una. 3 luni cu ea în casă, 2 luni, nu știu. Și în 2 luni mi-a făcut mâncare de 6 ori. 3 luni, 9 și aia i-am zis să facă... 90 de zile. I-am zis,
I-am zis să-mi fac o ciorbă și știi ce a ieșit? Fasole scăzută. Bun. Să mor. Și tu n-am auzit că a făcut fasole scăzută în loc de ciorbă. Măi, dă lasă mă și acum... Poate s-a răzgândit ce vrei să scoți în evidență. Cred că asta e cel mai important, să faci, să te distrezi și să faci ceea ce îți place, să îmbini utilul și plăcutul. Dacă aș avea o nevastă așa, jur că mă chiar m-aș însura. Bă, deci am cheltuit în pandemie, nu vă mincu nimic, 280 de milioane doar pe mâncare. Stai așa să fac calcul. Când mă... Da, mă, în pandemie. Când mergeam noi la supermarket, nu? Și veneam cu porbagă. Păi am fost de 3 ori. Păi de 3 ori, atâta, se rezumă, 6 de 6 ori pe lună. Bă, păi de vreo 6 cât tu ai mâncat oricum, cu, te-am chemat de fiecare dată. De câte ori a făcut mâncare? Mă, mâncarea a fost bună. 6-7 ori. Să faci parte din informația lui Jador înseamnă să te distrezi la maxim, să înveți lucruri noi, practic să îmbini utilul cu plăcutul. Auzi mă, ăla venea îmi dădea dedicație la ureche, hăcăr, și ăsta era traducător. Și eu țigan și el nu e țigan. Și el îmi traducea mie. A, de fapt, nu, la amândoi. Ne distrăm foarte, foarte mult. Foarte, foarte mult. La noi cântările și astea sunt ca o vacanță. Adică de-abia așteptam să ne întâlnim împreună, să plecăm, să râdem. Era unul legionar, ai înțeles? Ăla legionar, ăla mare. Din Italia? Din Italia. Acum Ovidiu cum stătea lângă el, de Santo, cum stătea lângă el așa serios. Maxim serios, ăsta se gândea la aleluia, ai înțeles? Stătea serios, Maxim. Numai dacă ne-am zis, fă ceva, ăsta, el direct îți dai seama, cu dantura pusă direct. Da, asta că nu mi-a făcut mâncare, dar să vă zic una mai bună. Fii atent. Ce înseamnă să fac parte din formația lui Jador? E un rol pentru mine foarte important, așa consider eu, și colegii mei, la fel cum fiecare avem locul nostru și avem rolul nostru. Mă duc la filmări la Arde Mă Baby, eram cu Alex Velea, trebuie să filmăm melodia. Mă duc acolo, eu știu, aveam costumul meu acolo, pregătit, tot costumul, eram la costumul, pantofii și m-am dus. Arde Mă Baby, hai fă-mă scrum, în pata mă miros de parfum și spune-mă minune unde și cum. Stăteam pe afară, pe acolo și vine Antonia. Jador, ce? Tu ai costumul tăiat. Și zic, bă, a zis la mișto ca să facă ei vloguri, să facă chestii de-astea, știi? Să facă glume cu mine. Și zic, lasă fie tăiat, lasă, că n-am nimic ca eu. Tu, Jador, chiar ai tăiat costumul tău, nu mint. Bă, și când mă duc, era un sacou, cel mai scump sacou a meu, era tăiat așa, pe jumate, nu? De la forțare. Nu, cred că ți l-ai la tăiat. Te-ai încurtat un pic așa? Da, mă. Fata cu mâncarea. Știi de ce mi-a luat haine? Mergeam prin mall și mi-a zis unul că am Adidas fake. Că ai Adidas? Cum ar veni, tu mergeam prin mall și vine unul, bă, tu ai Adidas fake. Da, mă. Da, mă, da, mă, sunt hater de ăștia, mă. Aveam Adidas fake, chiar aveam. Da, mă, da, și ce dacă? Ai înțeles? Luați de fata asta de care vă zic. Da, de toată copilului. Chiar vrei să... Tot ea manevră și cu Adidas, vezi? Păi am stat și eu 3 luni cu ea. Gata, lasă. Vorbesc despre... Auzi. Și îmi zic... Nu are... Vasilica. Auzi. Și îmi zice unul, băi, că am Adidas și fake. În secunda 2 m-am dus și m-am luat haine. 20 de tricouri și 3...